De când stați aici în Vama Albița? Stăm de 24 de ore deja. Stăm nicio mișcare, nimic. Încă mi-a promis că mâine dimineață probabil să rezolva. Dar încă nu sunt sigur. Ce s-a întâmplat de fapt? Care e cauza? Cauza? Spun că ceva au cedat calculatoarele. Asta e toată lămuria care am auzit-o noi până la momentul de față. Dar mai departe nu știm care e treaba. Aveți marfă? Trebuia să ajungem undeva? Avem marfă, trebuia să ajungem mâine dimineață, trebuia să fim în Germania. Asta e treaba. Ați întârziat? Am întârziat, desigur că am întârziat. Ce să facem? Asta e treaba. E posibil deci, să fiți penalizat din cauza asta, că ați întârziat cu marfa? Nu știu dacă ne înțelege clienții de acolo, ci ne înțelege care e situația acum pe toată țara. Nu suntem noi, nu e vinovat, să zicem, nu suntem noi vinoveți și nu vinoveți că au cedat calculatoarele. Eu cred că o să găsim pe la urmă un consens careva. De când stați aici? Stăm de ieri, de la ora 15. Cum a fost așteptarea? A fost frig? A fost frig, dar oricum ne-am mai descurcat împreună, mi-au dat voie și am intrat în sediu aici, am mai stat un pic la cald. Nu, a fost normal. Bine. Cât credeți că mai aveți de stat? Mi-au zis așa că oricum noaptea, până în dimineață se rezolvă. Câte mașini sunt la coadă? La coadă, azi au numărat 49 de mașini, astăzi nu știu. Oricum au mai plecat din ele careva. Cum vă numiți? Gheorghe, îmi zice. Și mai cum? Gheorghe Apostol. De cât timp stați aici? La 3 ziua asta. Unde trebuie să ajungeți? La București. Și vi s-a spus de ce trebuie să așteptați în vamă? Am dat actele în vamă și mi-a spus că se lucrează, dar stăm pe loc. Așteptăm. În noaptea asta ce o să faceți? Da, nu știu, că spune că nu se circulă. Stăm pe loc. Trebuie să programat dimineața la metro la București și stăm aici. Nu o să puteți ajunge? Nu, nici de cum, la ora 6 îți programat. Când fac actele, când ajung, cum îi dăm, nu știu. Ce marfă aveți în mașină? Hârtie igienică. Nu sunteți obosiți? Păi, nu suntem obosiți, dar timpul dacă nu ne se dă să circulă. Asta e. Cum vă cheamă? Boris. Mulțumim. Așa, domnule. De cât timp stați aici în vamă? E vreo 3-4 ore. Și? O să terminați noaptea asta sau va trebui să rămâneți aici? Nimeni nu știu, o să așteptăm. Se libereze camioanele cele care se stau de mai 2-3 zile aici. Asta ne vine rândă și nouă. Vi s-a spus ce s-a întâmplat de fapt? De ce e coada asta? Nu, nu ne-a lămurit. A zis ceva tatuările, problemele. Dar și nimeni nu știe. În noaptea asta ce o să faceți? Dăm de clar Luca să ne rămânem, că avem de mers pe la Olanda și pe așa drum, n-a să ne pornim. Aveți marfă în camion? Nu e marfă, e ambalajele, ducem flori la Olanda și... Oricum trebuie să facem declarație vamală europeană. V-ați gândit că o să stați aici atâta timp? Deloc! Sunteți pregătiți? Aveți mâncare? Avem tot, dar suntem după grafic. Ne așteaptă florile, mai trebuie la încărcare. Dacă nu dovedim, floarea nu rămâne. Cum vă cheamă? Vyacheslav. Mulțumim mult! Mă doar eu, că eu lampa, eu bateria. Asta e el după mine. Mergem. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dar tu nu mai faci așa, e blag!
mică pe ea să... De cât timp stați aici în vamă? Ieri dimineață. Câte ore aveți de când stați? Păi cât avem? Cam 40-10. 40 de ore. Ce-ați făcut în tot acest timp? Păi ce-am făcut? De asta înghețăm, acolo. Mi s-a spus de ce trebuie să așteptați? Păi da, nu lucrează sistemul, nu știu ce faceți. Trebuia să ajungeți cu marca undeva? Păi clar. Ungaria. Mai aveți de stat? Ce spuneți? Cred că mai avem de stat, că păi că nu-ți cunoști, nu... Parcă s-a pornit, dar nimic. Asta noapte ce ați făcut? Dormiți. În mașină? Da, păi asta și e casa. Și noaptea asta? Și noaptea asta tot cred. Cum trebuia să ajungeți adesea? Păi azi. Se întâmplă ceva că ați întârziat? Nu știm. Trebuie să sunăm patronul. Cum vă cheamă? Iurie. Facem așa, să două și întoarcem spre alte, nu?